Acestea sunt valorile Constanței. Portul, cazinoul, marea și plajele. Astăzi, politicieni traseiști, parașutați din București, vor să pună mâna pe ele. Eu, Cristian Gigi Chiru, sunt constanțean 100%. Am crescut printre aceste valori și mă voi lupta ca ele să rămână ale noastre. Pentru că eu iubesc Constanța. Votați inima! Votați Chiru senator! Felul în care ești tratat de către stat. Sunt Iustin Fabian Roman și candidez pentru Camera Deputaților. Răspunderea noastră este să facem România puternică prin resursele ei, prin inteligența și hărnicia oamenilor. Nu se le poate face acest lucru pentru că suntem uniți și avem încredere unii în ceilalți. Cei care contează cu adevărat în proiectul România puternică sunt cetățenii. Suntem puternici când există dreptate și oamenii sunt mulțumiți de viața lor. Încredere, unitate și conducători adevărați vom fi o țară puternică. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vreau să fiu parlamentar. Eu sunt Ionela Dumitrescu, iar alături de mine, pentru următoarele 30 de minute, se află domnul Andrei Răzvan Condurățeanu, candidat din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu pe Colegiul 3 Camera Deputaților, și domnul Marian Vasiliev, candidat din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu pentru Colegiul 2 Senat. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la emisiune. Domnule Condurățeanu, ce v-a determinat să candidați pentru un post de deputat în Constanța? Nu m-a determinat schimbarea politică, ca să facem o schimbare politică, m-a determinat faptul să schimb ceva pentru viitorul copiilor noștri, pentru națiunea română, să fim alături de cetățenii care au probleme și nevoi cu adevărat. Ați ales să candidați într-un colegiu cu profil rural. Care sunt problemele cu care se confruntă acest colegiu? Având în vedere că acest profil rural, cum să spun, este mai mult și se mulează mai mult către noi, către ideile noastre ale Partidului Poporului, asta m-a îndemnat foarte mult și vreau să vă spun că am colindat foarte mult prin colegiu de când sunt în campanie electorală, având în vedere faptul că nu sunt... Ați făcut teren, înțeleg. Exact, și nu sunt din Cernavodă, deci nu sunt din Constanța. Am vrut să merg pe teren, să mă întâlnesc cu oamenii și să văd exact cu ce se confruntă și nevoile lor. Și am descoperit că, în principal, se confruntă foarte mult cu șomajul. Șomajul este prima problemă a lor, a doua, locurile de muncă, și a treia, faptul că, ceea ce este și un păcat din punctul meu de vedere, au fost tăiate pensiile și salariile oamenilor și oamenii au ajuns la au ajuns într-o imposibilitate de a putea avea un trai decent de la o lună la alta. Domnule Vasiliev, dumneavoastră candidați pentru Colegiul 2 Senat. Colegiul 2 Senat cuprinde Colegiul 2, 3, Colegiul 4 și 5 Camera Deputaților. Candidez în tandem, da, cu colegul meu Răzvan. Da, asta voiam să reamintesc. Care ar fi problemele? Că presupun că sunt mai multe. Colegiul 2 Senat este cel mai mare colegiu de județ și este așa un amalgam, un amestec așa eterogen, cuprinde și un municipiu, Mangalia, cuprinde și orașe cu o latură industrială, cum este Cernavodă, cuprinde și orașele Murfatlar, Ovidiu și Negru Vodă și în rest sunt comuni. Este un specific rural,
cu preponderență în colegiul 3, unde candidez alături de colegul Răzvan Condurățeanu, în colegiul 5 candidez alături de Emma Gavrilă, iar în colegiul 4 alături de fostul primar de la Ovidiu, de Dumitru Bocai. Cum să vă spun? Spunând că este un amalgam și problemele sunt un pic diferite, dar problema de bază pe care noi o abordăm de fiecare dată este sărăcia. Am ajuns, și o să repet asta ori de câte ori voi avea ocazia, să vorbim într-o țară europeană în secolul 21 de sărăcie cronică. Să vorbim într-o țară în care oamenii se gândesc ce pun copilului de pachet a doua zi. Și în momentul în care am ajuns să discutăm asta, latură spirituală, cultură, chiar și sănătate, trec în plan secundar pentru că este o grijă instinctuală. Iertat-mi fie expresia, este o grijă deja animalică. Omul se gândește ce mănâncă. Și dacă ducem totul la rudimentar, totul la asta, nu mai putem vorbi despre altceva. Și atunci, asta este prima grijă. Să scoți oamenilor din minte grija efectivă a zilei de mâine. Iar asta se poate doar ridicând standardul de viață din punct de vedere economic. Ca să ridici din punct de vedere economic, trebuie să pui oamenii la treabă, să muncească pentru un salariu decent. Încă o dată, continuând, ca să muncească trebuie să aibă unde. Trebuie să creăm cadrul economic pentru asta. Ei, și de asta vorbim noi, de acel pachet legislativ amplu și de ținta noastră de înființare imediată a 1 milion de firme mici și mijlocii, renumitele IMM-uri care sunt cunoscute în rândul masei largi de oameni. Dar pentru asta trebuie să schimbăm legislația. Ca să reușim să schimbăm legislația, trebuie să ajungem noi într-un procent de 25-26% în Parlament. Pentru că, vreau să vă spun, ținta nu este să ajungă Condurățeanu deputat, Vasiliev senator și cu asta am rezolvat ceva. În momentul în care vom ajunge acolo 7-8-10%, vom fi o voce mai puțin puternică. Bineînțeles, vom deveni un partid parlamentar, un partid luat în seamă, un partid care va putea influența jocurile dintr-o parte sau alta, dar nu vom avea o putere de decizie astfel încât să ne impunem programele. Și noi asta vrem, să nu fim niște jucării, niște marionete, să fim o forță care să schimbe legislația. Domnule Condurățeanu, dumneavoastră ați fost consilier personal al ministrului Muncii. Cum vă ajută această funcție acum? A fost o experiență foarte bună, vreau să vă spun, și experiența asta, acum eu o transfer oamenilor în întâlnirile cu ei. Partidul Poporului, Dan Diaconescu, în clipa în care s-a înființat, asta le transmit oamenilor totdeauna, în clipa în care s-a înființat, trebuie să nu uităm un lucru, că s-a înființat din rândul oamenilor. Și le-am spus la toți, domnilor, dacă dumneavoastră aveți un semn de întrebare vis-a-vis de programele noastre, vis-a-vis de ideile cu care venim în fața dumneavoastră, vă rog frumos să vă aliniați alături de noi, să veniți alături de noi, să vă susțineți punctele de vedere, să încercați și dumneavoastră să convingeți oamenii așa cum îi convingem noi, pentru că trebuie să facem această schimbare, deoarece noi fim ca și partid nou și noi plecăm din rândurile oamenilor, suntem oameni normali, care am muncit până acum foarte la stat, unii dintre noi, unii am avut mici afaceri private, deci niciunul nu este bogat, niciunul nu am lucrat cu statul, ca să spun, și am fost în Parlament și am avut probleme sau, eu știu, am intrat în niște polemici din astea cu alții, cu instituții sau cu alte persoane. Și atunci am spus, având în vedere faptul că noi suntem niște oameni care ne-am înscris într-o luptă, veniți alături de noi. Și oamenii, să știți că au început să înțeleagă, din punctul meu de vedere, au început să înțeleagă, nu foarte mult, dar au început să înțeleagă situația, că trebuie totuși să producă o schimbare. Pentru că, uitați-vă și dumneavoastră, de-a lungul timpului au fost atâtea persoane care au stat în Parlamentul României, care candidează mandat după mandat. Vreau să vă spun că, stând de vorbă cu oamenii pe stradă și în sate și în comune pe unde merg, am întrebat, dom'le, oamenii ăștia, când vin din 4 în 4 ani la dumneavoastră, vă mai spun câte ceva, vă ajută cu ceva? Dom'le, de multe ori nici nu-i vedem. Nici nu-i cunoaștem. Știm pozele, știm afișele, știm așa mai departe. Bineînțeles, nu vreau să înțeleagă greșit, nu vreau să atac pe nimeni. Să știți că ideea Partidului Poporului și gândul nostru de a pleca în această luptă electorală este de a câștiga prin proiecte și prin inițiativele noastre și prin discuțiile cu oamenii să-i facem să înțeleagă că a venit momentul în care se poate să facă această schimbare și din 4 în 4 ani, dacă nu sunt mulțumiți de parlamentarii care îi reprezintă în Parlamentul României, pot să schimbe această persoană cu altă persoană sau acest partid cu un alt partid. Și vreau să vă mai spun ceva.
Vreau să vă spun și să răspund tuturor telespectatorilor dumneavoastră că noi suntem un partid nou înființat de un an de zile și ne luptăm cu două forțe, forța USL și forța ARD. Aceste forțe sunt produsul unor parteneriate între niște partide foarte puternice. Și noi singuri, acum în momentul de față, construim ceva. Vrem să construim ceva. Deci am avut curajul și forța de a pleca în această luptă fiecare dintre noi, vrând și încercând să construiască ceva. Și eu cred că o să putem să avem un scor bun, să spun, un scor bun la sfârșit, pentru că pas cu pas, așa cum facem și cum mergem și și în teritoriu, o să încercăm să convingem oamenii că și noi putem să le oferim ceva ajungând acolo. Și nu trebuie să le ofer foarte mult, trebuie să le spui tu că mâine România ajunge într-o creștere economică extraordinară sau că România va fi foarte prosperă. Nu, dar din cele 10 puncte, de exemplu, care eu l-am pe flyerul meu și care eu le dau la oameni, eu vreau să le-am spus un singur lucru. Dom'le, 2-3 puncte de acolo, dacă eu vin alături de dumneavoastră și le transform în niște proiecte și niște inițiative legislative, eu cred că am făcut ceva. Ne enumerați și nouă punctele acestea de pe flyerul? Păi, am foarte multe, am 10 puncte. Am, pe, de exemplu, un punct foarte important este crearea locurilor de muncă. Crearea locurilor de muncă este foarte simplu. Noi vrem să creăm prin bani europeni. Prin bani europeni se pot crea foarte multe locuri de muncă. Această absorbție a fondurilor europene, care nu a fost făcută până acum și a fost într-un procent doar de 9,7% real, este păcat, pentru că, uitați, de exemplu, este organismul intermediar Post-Dru, care se ocupă de resurse umane. Aici oamenii trebuie să îi aduci. Este foarte simplu. Vin, fac o școală, după aceea se pregătesc pentru un domeniu care consideră el că poate să facă față sau care îl dorește și vrea să ajungă în domeniul respectiv, îl sprijini, îi oferi un suport, vorbești cu firmele respective din județul sau din zona respectivă unde se desfășoară activitatea acestui proiect și atunci omul ăla va avea un loc de muncă la un moment dat. Deci ai creat niște locuri de muncă prin chestia asta. Asta vreau să vă spun. Putem să vrem o altă idee care eu o am, reducerea TVA-ului la produse de bază. Măcar aceste produse, coșul ăsta zilnic, cum se spune, omul trebuie să aibă aici un preț mic. La făină, la zahăr, la pâine, la și așa mai departe. Care astea se pot crea tot din fonduri europene, să știți. Făcând mici asociații, oamenii să lucreze terenul și acele produse să fie vândute pe niște piețe volante în parteneriat cu primăriile sau cu consiliile județene, iarăși, pentru că aici, iarăși, noi venim în fața oamenilor cu acest ajutor. Mai în special că, din punctul meu de vedere, și o discuție, o renegociere, ca să zic, putem să facem și cu aceste hipermarketuri, pentru că produsele românești, să știți că am mers prin târguri și prin piețe și m-am întâlnit cu oamenii și m-am uitat și eu la ardei, la cartofi, la roșii, să știți că sunt foarte frumoase astea și sunt chiar bio. Pentru că oamenii nu merg pe conservanți, nu merg pe produse umflate artificial și așa mai departe. Și aici trebuie să-i sprijinim foarte mult pe oameni, să înceapă și ei să poată să vândă ca și produsele care vin din alte țări și merg în hipermarket, să putem să vindem și produse românești. Domnule Vasiliev, aș vrea să vă întreb, care este cel mai mare obstacol cu care se confruntă Partidul Poporului Dan Diaconescu în această campanie electorală? Cred că cel mai mare obstacol pentru noi ca politicieni este încrederea oamenilor. Au fost atât de mult mințiți încât un alt politician care vine, o altă forță politică ce apare pe piață, nu să mai aibă încredere. Este greu pentru noi să recâștigăm încrederea românilor. Este foarte greu. Asta este întrebarea care pe mine personal în campanie mă chinuie cel mai mult. Dacă ajungeți acolo, ce garanție avem că nu veți face la fel? Și am ajuns să le spun oamenilor, pentru că ne-am întâlnit cu sute de oameni, am fost inclusiv în Obor, în Mangalia, în Cobadin, am fost pe străzi, în Băneasa, am fost în toate localitățile. Colegiul ăsta 2 de Senat se întinde, imaginați-vă, de la Vama Veche până la Ostrov, Cernavodă, deci acoperă jumătate din județul Constanța. Și am avut ocazia să ne întâlnim cu oameni și în orașe și în comune. Și asta am ajuns să le spun oamenilor, pentru că, până la urmă, curentul este al unui partid și așa cum amintea și colegul meu,
acest partid n-ar fi trebuit să existe ca partid. Noi suntem o mișcare socială, suntem un grup de oameni care am spus hai să schimbăm sistemul ăsta că nu mai suportăm noi și sute de mii și milioane de oameni ca noi. Ei, ne-am transformat în partid pentru că, în conformitate cu legea partidului, este singura formă de manifestare politică. Trebuie să te transformi într-un partid politic ca să poți lupta politic pe o scenă. Și atunci ne-am transformat în partid politic, dar noi suntem o mișcare socială și de asta facem apel tot timpul la oameni, veniți alături de noi, pentru că și noi suntem ca și ei, oameni nemulțumiți care vor să schimbe ceva. Ei, în momentul în care am ajuns să vorbim de asta, bazându-ne pe curentul acesta al partidului și al mișcării de nemulțumire, care ne duce pe toți până la urmă candidații, pentru că baza noastră este partidul, o componentă în campanie este și, cum să-i spun, capacitatea candidatului de a convinge. Pentru că de asta există, din cadrul partidelor, candidați aleși să reprezinte partidul acela. Și le-am spus oamenilor de multe ori, cu care pe televizor este mai greu, dar le-am spus oamenilor cu care mă întâlnesc, uitați-vă în ochii mei. Dacă aveți senzația că vorbiți cu un mincinos, nu puneți ștampila. Pentru că am făcut de multe ori greșeli în viață spunând adevărul. Inclusiv aici în politică, inclusiv în partid, la mine de multe ori mi-am atras antipatii spunând ceea ce cred. Nu pot să vii în fața oamenilor cu un mesaj învățat, cu un mesaj mincinos a priori, un mesaj care spune zi așa ca să poți să-i minți, ca să poți să-i învârți. Și mai am o teorie pe care mi-o combat poate mulți dintre colegii mei sau cu care nu sunt de acord, colegii mei nu neapărat din partidul ăsta, ci în general din politică, n-am să înțeleg niciodată un politician care vine cu o foaie în mână și citește un discurs scris de altul. În momentul în care, și asta le transmit tuturor politicienilor care și-au angajat mii de sociologi și psihologi și specialiști în comunicare, în momentul în care tu ca și candidat nu ești capabil să concentrezi o sumă de idei într-o frază, nu ești capabil să ajungi cât de cât la sufletul oamenilor, înseamnă că tu ai alt har și trebuie să faci altceva în viață. În politică nu intri decât dacă ai capacitatea de a transmite sincer ceea ce simți tu și să-l faci pe cel cu care vorbești să fie convins de faptul că da, într-adevăr, ăsta spune adevărul. Pe asta ne vom baza și pe o campanie din om în om, pentru că noi nu avem posibilitățile financiare de a umple județul cu bannere, cu meșuri, de a avea caravane cu tiruri și cu camioane și cu noi nu ne permitem așa ceva, suntem un partid al oamenilor simpli, vom încerca așa, la modul simplu, să câștigăm oamenii unul după altul întâlnindu-ne cu ei. Și apropo de campanie, domnule Condurățanu, cum caracterizați campaniile duse în România? Campaniile acestea electorale, bineînțeles. Depinde, au fost campanii de la județ la județ, din punctul meu de vedere. Am văzut campanii dure la București, de exemplu, am văzut campanii duse cum vrem noi să o ducem aici în județul Constanța pe proiecte și idei. Pe mine mă interesează zona în momentul de față a Constanței, pe mine mă interesează ca toți cei care, dacă va fi să ajungem în Parlamentul României, să putem acolo să creăm un grup chiar cu celelalte partide, să putem să stăm de vorbă și să creăm ceva pentru oameni. Nu neapărat să ne luptăm în campanii să ajungem acolo și după aceea acolo să nu ne mai băgăm în seamă sau acolo să nu mai ajungem la electorat 4 ani de zile. Nu. Acolo noi trebuie să înțelegem un singur că dacă am fost trimiși acolo, am fost trimiși prin votul unui cetățean care are niște nevoi și omul ăla se bazează foarte mult pe noi și pe ideile noastre. Și atunci noi acolo trebuie să găsim soluții, toți, din toate partidele politice, trebuie să găsim soluții pentru a ajuta această nație și acești oameni anevoiași, mai în special, care sunt foarte mulți, din păcate. Sunt într-un procent foarte mare. Este păcat că România a ajuns să aibă atâția oameni cu nevoi, pentru că România este o țară mare, este o țară bogată, este o țară frumoasă, de exemplu aici este un potențial foarte mare de turism. Am văzut că multă lume vrea să se angajeze pe litoral, să lucreze, dar, într-adevăr, sunt meserii și foarte frumoase, de altfel. Și noi vrem să ajungem, să ajutăm pe fiecare și să încercăm să putem să le oferim acestor oameni mici plăceri. Pentru că nu o să putem mâine să schimbăm o situație decât în an de zile de acum încolo și cu o muncă asiduă. Dar încercăm să îmbunătățim acel nivel de trai. Omul să lucreze într-o zonă în care ar trebui și ar putea să și ar considera că poate să dea performanță, să poată să trăiască puțin mai bine, să putem să avem oamenii ăștia care au lucrat foarte mult timp, pensionarii care au contribuit la bugetul de stat cu foarte mulți bani, ar trebui să primească și o pensie decentă, să nu mai ajungem după 20 de ani de muncă să primești 5-600 de lei noi,
pentru sau 700-800 de lei noi, ca nici să nu poți, exact, și să nu poți trăi de la o lună la alta efectiv, pentru, sau să trăiești de la o lună la alta, mai bine spus, numai pentru a mânca. Uitați-vă și dumneavoastră că sunt în alte țări și cu asta închid. Uitați-vă și dumneavoastră că sunt țările dezvoltate, cum sunt Germania, Franța, în care oamenii când ajung la bătrânețe, de atunci încolo încep o altă viață, viața plimbărilor, viața relaxării după 40-50 de ani, 30 de ani de muncă care îi lasă în spate și contribuții, statul le oferă niște posibilități să poată să facă croaziere, să poată să meargă în vacanțe, să poată să meargă la munte, să poată să meargă la mare și așa mai departe. Măcar cât de cât să încercăm și noi să ridicăm acest nivel care este foarte jos în momentul de față. Domnilor, mai avem câteva minute la dispoziție și aș vrea să le spuneți telespectatorilor de ce ar trebui să voteze Partidul Poporului Dan Diaconescu, de ce domnul Andrei Răzvan Condurățeanu, de ce domnul Marian Vasiliev. De ce domnul Andrei Răzvan Condurățeanu și de ce Partidul Poporului? Pentru că, așa cum v-am spus și mai devreme și am răspuns la întrebările care mi le-a spus, vreau să vă spun că acest partid, repet, am pornit din rândurile oamenilor, trebuie să aibă încredere în acești oameni care au pornit din rândurile lor și să înțeleagă că Partidul Poporului Dan Diaconescu se luptă și se va lupta pentru cetățeni, pentru un nivel de trai decent. Pentru asta, Răzvan Condurățeanu, pentru un nivel de trai decent. Domnule Vasiliev, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Păi, în primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă faptul că noi ne definim politicieni, pentru că ăsta e cuvântul din Dex, dar suntem oameni ca și ei. Suntem niște oameni ca și ei, care au ocazia și au privilegiu să fie candidați al unui partid care își dorește schimbarea sistemului. Acești oameni îi înțeleg cel mai bine și niciodată, repet iar privirea în ochi, niciodată nu ne vom rupe de oameni, pentru că acum politicienii trăiesc în niște palate de cristal. Ei sunt ei în lumea lor, cu nivelul lor de trai, populația este altceva. Noi vom rămâne aceiași oameni ancorați în realitate, suntem oameni care vom fi găsiți și pe stradă, vom fi găsiți și când ne luăm copiii de la școală, vom fi găsiți peste tot pe stradă. Suntem oameni obișnuiți, este un partid al oamenilor obișnuiți, cu candidați oameni obișnuiți. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră. Eu vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, la 11:15. O zi bună!